Un preșcolar de la Grădinița cu program normal Creaca se numără printre cei 51 de câștigători ai concursului național Recunoștință Făuritorilor Mari Uniri, o competiție organizată de Ministerul Educației Naționale și dedicată preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ din România. Concursul s-a desfășurat pe secțiuni creație literară, arte vizuale, creație muzicală și creație media și a constat în elaborarea unei lucrări originale, reprezentativă pentru viziunea autorului, obiectivul urmărit fiind stimularea creativității participanților, claritatea mesajului transmis, încadrarea în specificul concursului, respectarea convențiilor de realizare a produsului respectiv, aspectul estetic și stilistic și unitatea compoziției. Cele mai bune creații de la fiecare secțiune s-au calificat la etapa națională. În urma evaluării realizate de o comisie națională, lucrarea Hai să dăm mână cu mână a micuței Sabo Roberta Pușcaș, de la Grădinița cu program normal Creaca, profesor coordonator Pușcaș Mariana, a fost răsplătită cu premiul 3 la secțiunea Arte Vizuale. Câștigătorii concursului Recunoștință Făuritorilor Mari Uniri au fost premiați marți, 7 mai, de către oficialii Ministerului Educației Naționale în cadrul unei ceremonii organizate la Colegiul Național Sfântul Sava din București. Premiile și diplomele de merit au fost înmânate de Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și secretarul de stat, Ionel Florin Lixandru.